Filiala DEVA a Societății Naționale de Crucea Roșie caută voluntari. Toți cei care doresc să se alăture echipei de la Crucea Roșie sunt așteptați luni la sediul din DEVA al asociației, singura condiție de a deveni voluntar fiind vârsta minimă de 16 ani. Odată deveniți voluntari, cei care vor face acest lucru vor fi pregătiți pentru a efectua activitățile specifice celor de la Crucea Roșie. Îi așteptăm în data de 4 octombrie, chiar în această zi de luni ce va veni, la sediul nostru din Alea Viitorului, numărul 4, pe toți cei care doresc să practice această activitate de voluntariat în această organizație alături de noi. Pe parcursul lunii octombrie vom desfășura mai multe training-uri și workshop-uri cu voluntarii noi, iar după aceea îi așteptăm alături de noi la toate activitățile ce le vom desfășura, atât pe partea socială, cât și pe partea de prim ajutor. Condiții legate de studii nu avem, însă este necesară vârsta minimă de 16 ani. Nu există o vârstă maximă. Toți cei care doresc să vină în sprijinul nostru și alături de noi sunt așteptați. Acțiunea de recrutare de voluntari din 4 octombrie de la sediul filialei de Crucea Roșie din DEVA va începe la ora 16 și se va desfășura cu respectarea tuturor măsurilor instituite la nivel național pentru prevenirea și combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Cei interesați pot afla mai multe detalii și de pe pagina de Facebook Crucea Roșie DEVA.